articolul 33 aliniat 1 litera A, articolul 34 aliniat 1 litera A și aliniat 5 din codul administrativ și din codul articolului 234 din 16 11 am fost convocată și ființa ordinară pentru luna noiembrie. Nu știu ce înțeleg. Zărnescu? Da. 6. Ședința este legal constituită. Patrona? Patrona Zărnescu și o calitate. Rog domnii și doamnele consilieri care au interes personal în problemele puse pe toate să se abțină de la deliberare și aprobarea proiectelor de hotărâre. Dau citire ordinii de zi. Așa. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local de Legiu din 31-10-2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Helegiu, a structurilor serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Helegiu, inițiator primar Ienanicu Ciprian. Proiect de hotărâre privind acordul pentru scoaterea din circuitul agricol a suprafețelor de teren ce fac obiectul POZ, centrala electrică eoliană Onești, de 85 MW și la stația electrică Borzești, inițiator tot domnul primar Ienea. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesului pe drumurile comunale și drumurile de exploatare agricolă din Comuna Helegiu, a autovehicurilor necesare implementării și funcționării centralei electrice eoliene Onești, de 85 de MW. Și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Helegiu pentru anul 2022, inițiator primar Ienea Nicu Ciprian și divers. Supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Supun spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 13-10. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Proiect privind aprobarea organigramei și statutului de funcții pentru aparatul de specialitate a primarului Comunei Helegiu, a structurilor serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Helegiu. În luna octombrie a avut loc examenul de promovare în grad profesional. Promovarea este o modalitate de dezvoltare a carierei funcționarilor publici. Pentru aceasta nu este necesară în statul de funcție existența unui post vacant. Promovarea se face prin transformarea funcției din gradul profesional imediat, în gradul imediat superior. Sunt trei posturi, unul în cadrul compartimentului financiar-contabilitate, promovează din grad profesional principal în grad profesional superior, la compartimentul urbanism, la fel, din grad profesional principal în grad profesional superior, și la compartiment secretariat relații cu publicul, din grad profesional asistent în grad profesional principal. Promovarea nu modifică numărul de posturi și de instituții. Sunt întrebări la acest proiect? Dacă consilierul superior de la urbanism a mai învățat să lucreze pe calculator. Vă dați seama și mai smărește și salariul probabil. Cu siguranță, da. Credem că interesează și proiectul. Ia și spune, de calculator să treci, atât de fix tot. Da, era o întrebare. Da. Mai sunt discuții pe acest proiect? Succes. Atunci să punem spre aprobare. Cine este pentru? Le dorim succes să învețe să lucreze pe calculator, atunci dacă sunt care nu știu. Și dau citire proiectului de hotărâre privind acordul pentru scoaterea din circuitul agricol a suprafețelor de teren ce fac obiectul PUS, centrala electrică eoliană Onești, de 85 MW și raport la stația electrică Borzești. În vederea implementării proiectului centrală electrică, SCU-i Borzești a făcut o solicitare prin care solicită acordul pentru scoaterea din circuitul agricol a suprafețelor care fac obiectul PUS. Articolul 5 din Ordonanța 34 privind organizarea și administrarea pajiștilor exceptează de la
Adică, în general, pagitele nu pot fi scoase din circuitul civil, cu anumite excepții, cele pentru înființarea dintre noi capacității de producere a energiei regenerabile, la care se încadrează și acest obiectiv. Toată documentația o va face firma care va beneficia. Nu este nevoie aici de acordul Ministerului? Probabil că în acordul pe care l-au primit de la Consiliul Județean au primit toate... Le s-a bifat ce au de obținut. Absolut, ei obțin toate. La fel și în proiectul următor ați văzut că ne solicita accesul pe drumuri. Deocamdată noi n-am impus niciun fel de restricție. În documentația pe care o vom da ulterior, vom stabili dacă drumurile trebuie lărgite, să le lărgească, dacă va trebui să intre pe proprietăți străine, să obțină acordul proprietarilor, dacă vor trebui tăiate fire în momentul în care vin cu filaje agabaritice, dacă vin să deplinească toate condițiile. Atunci, noi acum doar îi dăm de principiu. Același lucru l-au făcut și celelalte unități administrative, Oneștiu și Buravoi. Doar se dă acord de principiu de circulație și pe urmă, prin documentație, solicităm condiții expres. Da, în condițiile legii. Da, da. Proiectul de hotărâre, da. Dar respectând condițiile legii. Mulțumesc. Spunem spre aprobarea acest proiect. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abține cum. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesului pe drumurile comunale și drumurile de exploatare agricolă din Comuna Hiregiu, autovehicolelor necesare implementării și funcționării centrale electrice eoliene Onești de 85 MW. Tocmai s-a discutat despre acest lucru. Eoliene sunt la noi în Comuna la momentul 4. Noi pe 6 avem un chiar contracte. Nu știu dacă toate vor fi funcționale. Am înțeles că una din ele nu a primit acordul studiului GEO. Terenul este ori alunecos, ori e prea dur. Și am înțeles că încă una este prea aproape de case și ar va afecta zona locuibilă. Da, zona locuibilă. Dar sunt și de la persoane fizice de la care au obținut noi pe 6 deocamdată, la 6 ne plătesc, contractul de concesiune. Dacă nu poate fi îndeplinit obiectul contractului, probabil că ulterior se va rezilia. Dacă nu poți să... Cu siguranță, dacă implementează proiectul, nu se plătească în 7 și 6. Mai se întâmplă? Da, spuneți că nu era necesar să prevedem condițiile în care le permitem accesul, spunem doar da și ulterior de nu ulterior vine cu o documentație de la Ilie, am înțeles, TDU sau ceva. Îi dăm noi un acord în care spunem... Da. Plan de detaliu, atunci îi dăm toate condițiile în care trebuie să le îndeplinească. Avem o listă. Dar cu siguranță vor trebui să investească ceva în drumurile, cel cele agricole. Pot intra cu delaje grele, în drum din pământ, trebuie să-și pună balast. Totul cât de însarcina lor, o să facă acele drumuri agricole, cu siguranță va fi beneficiu comunității sau celor care au teren în zonă. Ulterior, eventual, o să ne întrețin. Nu, am văzut că nu este prevăzut. Da. Dar probabil păi dacă vor avea utilaje... În planșele anexă la PUZ, drumurile nu cred că au mai mult de 3 metri, maxim 4 metri și se pare că utilajele vor fi... Atunci, normal să va trebui să intervină pentru lățirea drumurilor de acolo. Da. Mai dorește cineva să completeze ceva? Mulțumesc. Punem spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abține cursă. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Hiregiu pentru anul 2022. Da, am primit 160.000 lei prin o hotărâre de guvern din fondul de rezervă al guvernului și i-am rectificat în felul următor la cheltuieli.
Pe capitolul 51 autorități executive, la titlul 20 bunuri și servicii, suma de 6.000 de lei, tot pe autorități executive la titlul 71 cheltuieli de capital 40.000 lei, la capitolul 61 protecție civilă și protecție împotriva incendiilor, titlul 20 suma de 5.000 de lei, la capitolul 65 alte cheltuieli în domeniul învățământului, titlul 20 bunuri și servicii, suma de 4.000 lei. La capitolul 68, asistența socială, în titlul 57, ajutoare sociale în numerar, suma de 20.000 lei. La capitolul 70, alte servicii în domeniul locuințelor, la titlul 71, cheltuieli de capital, suma de 46.000 lei. La capitolul 84, drumuri, la bunuri și servicii, suma de 34.000 lei. Și la capitolul 87, acte acțiuni economice, bunuri și servicii, suma de 5.000 lei. Sunt întrebați la acest proiect, vă rog. Sunt mai puțin, sunt foarte de pe mine. Doamna Logică, nu sunt mulți tot la fel de repede, sunt foarte. La fel. Poate chiar mai repede, da, vă rog să întreb dacă mai sunt investiții descoperite în momentul de față, adică neacoperite de finanțare. Nu. Nu, deci nu sunt probleme. Ok, mulțumesc. Supunem spre aprobare, vă mulțumim. Doamna, cine este pentru? Mulțumesc, abține cum. Și ultimul proiect pe ziua de astăzi, diverse. Cine se înscrie la cuvânt? Doamna Vădic? Doamna Melinte? Atât pentru astăzi? Bine. Veni. Îți vine moși de bune. Da? Da. Au venit să urmează să vină ajutoare de la Uniunea Europeană în alimente. Știu că aceste alimente sunt destinate unor anumite categorii sociale care sunt prevăzute distinct în lege, dar nu mai știu acum, sincer, dacă a mai fost vreo modificare. Există și, era și o expresie acolo, și la latitudinea primarului sau ceva de genul ăsta, nu mai știu. Adică era o chestie la un moment dat, pentru că, din experiența mea, nu toată lumea care este beneficiar le-a ridicat și au mai rămas. Rugămintea mea este, în baza unei anchete sociale, să încercăm să ajutăm și acei oameni care nu se regăsesc în nicio categorie socială definită de lege și care nu primesc nimic. Pentru că sunt familii care au ajutor social, au alocație complementară și care au foarte multe pachete și am auzit că nici nu mai interesează. Adică detergentul nu e bun, orezul e tare sau mai nu știu ce. Nu știu, habar n-am ce conțin pachetele. Cunosc cazuri și cred că fiecare dintre dumneavoastră cunoaște cazuri de familii care nu realizează niciun venit și pentru că nu realizează niciun venit nu sunt în nicio statistică. Adică n-au nici pensii, n-au nici șomaj, n-au nici alocație. De aceea, doamna secretar, vă întreb dacă există un temei legal în baza unei anchete sociale. Așa s-a făcut de fiecare dată. Da? Sunt, da. Sunt persoane, da? N-au rămas foarte multe, am înțeles, dar care au rămas au fost distribuite pe bază de anchetă socială pentru că au tot venit și au fost super verificate aceste ajutoare. Și pe bază de anchetă socială s-au acordat celor care aveau... Care nu se regăsesc, pentru că sunt care nu se regăsesc în nicio statistică. În general, cei care n-au niciun venit. Da, care sunt cei mai dezavantajați. Da, chiar este o problemă. Na, nu știu ce măsură legea acoperă această cerință, dar... Pot să fac o precizare aici? Chiar ieri am mers și am ridicat eu o listă de plastic de la CJ. Deci, cei care vor beneficia de nu sunt cei numiți nici de noi de la OATLG, deci conducerea locală, nici la latitudinea primarului. Deci listele, clar, au venit de la județ, așa cum sunt în evidență. Iar în situația în care s-a constatat și în etapele anterioare că au mai rămas, chiar poate unii n-au venit sau alții, dar nu s-a întâmplat să nu vină, vă spun sincer. Adică cei care au avut, au fost. E un excedent acolo micuț, cât din până, adică nu din ordinul sutelor, nu sub nicio formă. Și tot timpul exact așa s-a procedat. Adică cei de la asistența socială au avut în vedere pe cei care sunt în liste și în evidențele noastre cu venituri precare și 100% acolo. Care au venituri, clar se regăsesc, care au venituri precare. Nu, am zis cei cu venituri precare, adică care au venituri deloc. Și fiecare dintre noi poate să facă propuneri. În general,
Dar să nu, zic bine că ne discutăm așa, mulți au semnări pe aici că domnule trebuie să mai fie în cutie și 5 milioane. Adică să, prin mass media, să discutați că valoarea cutiei ar fi undeva la 500 de lei, 5 milioane. Și deja rusese zvonul că doamna Cica, doamna Mariana, o lua banii din cutie și au rămas mai limitele. Dar cutia nu e sigilată? E sigilată, da, da, vă dați seama. Cine o lua de 5 milioane? 5 milioane de bine. Nu, deci... Acolo a fost făcut o confuzie, dacă cineva credea că doamne, trebuie să fie și 500 de lei acolo. Nu există, doar alimente și... Adică ceea ce-i trimit, ce-i de lucrat, asta este și... Da, să dea Dumnezeu să fie în folos. Mulțumim, domnul Merinte. S-au registrat la biserici, la religiu. Niște băieți acolo mai tineri au făcut un plin de drum de sus în jos. Nu se pot lua calculele în gradul de un șans pe mijloc. Un pic trebuie îndreptat drumul ăla. Un pic. Nu își pot duce de gradul al oamenii. Au mașini, și-au plătit impozite pe casă. Un pic îndreptat. Nu s-a pus nimic niciodată cu el. Sunt pe două familii de tine. Am atumat acolo la brătina. Asta vreau să spun și eu, dacă îmi permiteți, tot la mașină. Cum o zici? La tot domnul Menete? Da, da. Mulțumim. La ultimele două, trei ședințe s-a tot discutat despre plombarea găurilor de în asfaltul de la brătina. Nici acum nu s-a întâmplat nimic. Dar s-au depucat! Da, dar nu s-au întâmplat. Că e grapa mai mare și dacă nu știți... S-au plombat ieri? Păi așa. Atunci îmi cer scuze. Ieri n-am spus la Brătila. Eu vă spun sincer că pentru noi, adică să... Tot am discutat, dar a spus și din ședințele anterioare. Și la a doua și la a treia. Da. Ce ar însemna pentru domnul primar, pentru vice? Dom'le, hai să o facem cât mai târziu. Nu. Noi tot atâta plătim. Ne-aș fi bucurat să vină din prima zi când s-a sesizat. Dar credeți-ne că știm cum stau lucrurile cu firmele de execuții. Nu mai spun, mai avem un caz cu un hidrant, de două săptămâni, mă rog, de ei. A fost asistat la convorbirea telefonică și unul din consilierii de aici. Doamne, dacă n-am arugat, au venit, au schimbat o garnitură, a ținut o săptămână. Ce să-i fac? L-am sunat din nou? Sincer, l-aș fi înjurat, dar n-am putut să fac treaba asta, că nu mai ducea bine la o lună. Nu mai cu cine să-ți faci treaba, te rogi frumos de el, doamne, bine, e o garnitură, o țin numai o săptămână, am înțeles, o stricat, nu e de calitate. Dar vină și schimbă. Nu putem că avem revizii nu știu unde. Deci dacă nu, m-am rugat chiar cu sărumâna de ei. Nu mai știu ce să mai fac. Deci așa și cu plombat. Să nu credeți că e rea voință. Noi am alocat niște bănuți, i-am pus, domnule, veniți și ne faceți lucrarea. M-am tot la fel că la un moment dat am avut săptămâna trecută discuții cu domnul primar și zice, bă, căutăm o altă firmă, găsim la Mâinești, ceva cu asfalt trece. Păi chemă pe ea și cu asta mama mă, să țină mai puțin, că tot ține, dar să o facem. Dacă nu mai putem, ne tot ne rugăm de unul de altul. Și ce-i drept, e drept. Adică când e vorba de bucățiile așa, să cam ferești constructorul. Că zice că fac deplasarea, fac aia, fac aia, consumul e mare și profitul e mic. Despre asta e vorba. Dar să nu credeți că e cineva de rea intenție. Nici domnul primar, nici vice, nici ceilalți din toată echipa noastră, să nu facem lucrurile astea mărunte, pentru că dar chiar ne dorim. Dar cetățenii știți că spun o vară. Eu vă cred, dar puneți-vă dumneavoastră în locul meu. Este de apreciat faptul că dumneavoastră ridicați problema, dar să nu credeți că e tratată cu neclăsare din partea noastră, sunt nicio porcă. Vă rog, ne-ndosuri. Dacă vreți să mă credeți, dacă nu... Doar asta era problema. Problema era că și până la plombare socială, că trebuia găsit o soluție provizorie, să nu mai... E groapă, adică puneai beton. Am turnat beton acolo. Dacă vă amintiți, noastră în primăvară, a fost jos așa, turnat beton. Da. Nu. Nu știu ce se întâmplă acolo. Probabil că podețul ăla de sub, acolo va trebui o intervenție mai serioasă. Ăla tot să fărâmă. Degeaba pui două plombe de sub, dacă ăla de sub pleacă și... Da. Ei, o să o facem. Doar... Mai bine că nu s-au întâmplat. Da. Dacă mai sunt și alte probleme. Mai sunt și alte discuții? Mai sunt probleme de prestăduri? Atunci să vină Moș Nicolae cu cadouri cât mai frumoase la dumneavoastră și la noi. Mulțumesc. Mulțumesc.